Bun găsit, prieteni! Lumea noastră este o lume cu adevărat misterioasă, multe lucruri și creaturi, apărând în jurul nostru, fără ca noi să ne dăm seama că ele au fost vreodată acolo. Prin urmare, am decis să-ți prezint niște creaturi misterioase surprinse cu ajutorul camerelor de filmat. În 2008, o cameră de filmat a surprins o creatură misterioasă în Fresno, Statele Unite. Aceasta mai este cunoscută și ca The Nightcrawler sau Mergătorul în noapte. Creaturile par să se miște foarte încet, iar forma lor este foarte neobișnuită, fără mâini, dar cu picioare foarte, foarte lungi. Oamenii de știință au făcut o conexiune între creaturile misterioase și legendele indienilor americani. Există numeroase statuete construite de aceștia, care seamănă cu aceste creaturi bizare. Însă, și până în prezent, nu se știe mai nimic despre acestea. Femeia fantomă. Înregistrarea aceasta a fost făcută în Japonia de o cameră de supraveghere. Aceasta arată cum un om se îndreaptă către un taxi, când, dintr-o dată, o femeie bizară începe să îl urmărească. Omul din filmare a declarat că nu era cu nimeni în acea zi și nici până în ziua de astăzi nu se știe exact ce s-a întâmplat și cine a fost acea femeie. Potrivit legendei din Islanda, există o creatură care seamănă perfect cu un șarpe de mare uriaș, care locuiește în lacul înghețat de la Greflo. Acest monstru se spune că datează încă din anul 1345, iar în anul 2012, un pescar islandez a reușit să filmeze acest monstru interesant. Mulți dintre oamenii de știință au încercat să nege existența lui, spunând că este doar un strat subțire de gheață de la suprafața lacului, dar și-au dat seama că nu este un subiect chiar atât de simplu, deoarece mai mulți oameni au reușit să-l vadă de mai multe ori. Desigur, existența acestui monstru rămânând însă un mister. Acest om se afla într-un fel de catacombă, când dintr-o dată a reușit să surprindă cu camera sa de filmat ceva cu adevărat uimitor. Un fel de creatură dubioasă, asemenea unui om, a reușit să iasă pentru câteva secunde la lumina camerei, după care a fugit înapoi foarte, foarte repede. Începând cu anii 60, marinarii japonezi au început să vorbească despre niște creaturi bizare care au apărut pe peisajele pustii ale Antarcticii. Membrii vasului care se ocupau cu studiul balenelor le-au numit Ningen, care, tradus din japoneză, mai înseamnă și om. Ele au fost descrise ca având 30 de metri înălțime și pielea foarte albă. În urmă cu câțiva ani a apărut o filmare interesantă care se presupune că a fost făcută sub apele Antarcticii. Însă, nu se știe cu exactitate dacă acela a fost un ninjen din cauza calității proaste, existența lui rămânând și până ziua de astăzi un mare mister pentru omenire. Sper că ți-a plăcut videoclipul și că ne vom auzi curând la unul nou. Dar până atunci, eu îți mulțumesc de vizionare și îți urez numai bine!